Starea de sănătate în care se află polițistul Paul Obreja, de 32 de ani, este în continuare gravă, spune tatăl acestuia, Ioan Obreja, care l-a vizitat astăzi la spitalul de urgență din Deva. Are dureri de la piept, unde are coastele fracturate, respiră greu și nu poate, e teamă efectiv să consume ceva, să nu cumva să tușească, că are dureri cumplite. Durerele sunt cumplite și de la cap și de la spate și de, cum a fost scalpul luat. Un plămân perforat, ziceați? Da, are plămânul perforat, acolo are un dren montat pentru ca să-i să scoată lichidul la care se acumulează. Noi ne rugăm la Dumnezeu să se facă bine. Polițistul a fost internat în spital în cursul dimineții de sâmbătă și a fost supus unor intervenții chirurgicale. Tatăl tânărului Paul Obreja este convins că autorii accidentului rutier au vrut să îl ucidă din răzbunare pentru că i-a cercetat în trecut. Probabil că s-au simțit încolțiți și ce au zis? Păi cum putem să scăpăm decât dacă le eliminăm, dacă îl omorâm? Deci, din ce mi s-a povestit, a spus, hai să-i facem felul. Accidentul rutier, în urma căruia polițistul Paul Obreja, șef de post în Bretea Română, a fost rănit grav, s-a petrecut sâmbătă dimineața în apropiere de Hațeg. Anchetatorii au stabilit că tinerii care au provocat accidentul au acționat cu intenție. Ioan Neag și Sergiu Ardelean au fost trimiși în arest preventiv și vor fi cercetați pentru ultraj și vătămare corporală.